Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să știți că e anchetă mare după ce presa a arătat cum conducerea unui spital din Buzău a livrat la Ministerul Sănătății sacoșe întregi cu cărnați de pleșcoi, chiar în ziua în care avea loc evaluarea managementului. Sacoșe. Mă rog, nu e chiar acum anchetă. Ministrul Sănătății, dr. Alexandru Rafila, a anunțat că ancheta va începe marți. Deocamdată zile libere. Mâine, adică. Da. De Rusalii nu se fac anchete. Nu. I-a ținut în emoții toate sărbătorile astea. Mamă. Întâmplarea a fost acum câteva zile mai de mult. S-a documentat, s-a scris, nu știu, de ce s-a întâmplat. Cineva de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca a ciripit la presă. Spitalul de Psihiatrie Săpoca este în județul Buzău, undeva mai la noi, dacă intri pe hartă, o să vezi că oarecum în apropierea Spitalului de Psihiatrie Săpoca este pensiunea privighetoarea. Pentru că... De așa, mă rog, zi. Deci cineva de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca a ciripit la presă că în ziua în care urma să fie evaluată activitatea managementului, directoarea economică a spitalului a încărcat o mașină cu sacoșe pline cu cărnați de pleșcoi. Mamă, ce mișto! S-a deplasat la București, la minister, unde, ajutată de șofer, a dus totul înăuntru. S-au numărat 8-9 sacoșe. Ele fiind grămadă așa și ăștia reporterii stând în parcare, au reușit să numere 8-9. S-au sacoșat, nu sacoșe, dai seama. Și în mod foarte fericit, șefii spitalului, de unde plecaseră cărnații, au primit apoi 10 la evaluare. Plus aprobarea de a se schimba organigrama la bonus, calite. Da, deci... niște cărnați de nota 10. Cine i-a adus? Săpoca, bravo! Băi, acum spuneți voi dacă există vreundeva, undeva în țară, în lumea asta, o în țară ca noastră. Mai la est, cred. Mai sunt. Da, mai la est, la vest nu cred. Crezi că e tot cu cârnați de pleșcoi și cu de-astea? Păi, o găină, un curcan, o ceva? Băi, deci nu ai cum. Țara asta este... E irepetabil, nu se poate. Eu mi-am dat seama de asta târziu în viață. În urmă cu vreo 20 și ceva de ani, când am parcat mașina peste drum de Curtea Supremă de Justiție în București. Așa. Aveam treabă în zonă, m-am învârtit, nu erau locuri de parcare și am văzut-o, era o capră de-asta de lemn, șantalie, așa, știi, cum să mai pun bidoane, lăzi rupte, chestii, nu știu. Și m-am îndreptat ușor spre ea, că știi cum e, dacă te îndrepți, vine Clara la care se ocupă de capra respectivă. Băi, și cine a venit? De peste drum, așa. Din poarta curții, din ușa monumentală a Curții Supreme de Justiție, de lângă jandarm, paznicul în uniformă, înțelegi? A trecut strada și mi-a dat aia deoparte ca să iau și eu, să ia și el un bănuț de la mine. Deci nu în cred. Ce țară, mă, paznicul de la Curtea Supremă de Justiție? Te-a recunoscut, mă? Are și el este și parcagiu. Du-te, bă, recunoscut. Ia la banii și la revedere. Mașină, înțelegi? Ți-a luat banii? Bă, nu ai cum. Da, evident. Deci nu ai cum, nu există așa ceva. Nu se poate așa ceva. La unul din spitalele din centrul Bucureștiului, la Colentina, să-i spunem pe nume. Băi, avem un sistem foarte bun la un moment dat. Deci acolo, înăuntru, au locuri de parcare. Da, nu, undeva în spate sunt suficiente, acolo. Dar da. Sunt locuri de parcare. Ce și la un moment dat au pus barieră, civilizat, luai talon, te duceai, parcai, la sfârșit, în funcție de cât stăteai, plăteai și, băi, era totul super civilizat. Ca la mol. Acum, bun, nu știu, n-am mai fost de... Dar acum vreo 2-3 luni, când să intru, paznicul. Nu mai funcționează sistemul, boss. Și intrau mașini, adică erau... Și când vezi că intră toate, întreb, da, dânsii? Păi să vezi că au treabă, că nu știu, că au pacienți. Păi am și eu pacient, într-adevăr, chiar aveam pacient, treia să mă duc cu pacient. Da, zice... Ai, nu știu, nu știu ce cum să spună. Bine, bă, 10 lei e bine. Ai, intră și caută și tu pe undeva, înțelegi? Băi, numai ca să, știi, ca să da, nu... Ceva loc era. Dar acum la parcare, îți mai zic una. Așa. Hai că ne lungim, asta e. Parcarea din centrul Bucureștiului, în spatele magazinului Unirea. Este o parcare mare acolo, construită supraterană, are, nu știu, cât 6 etaje, ceva dintre de genul ăsta. Primele din București. Da. E deschis numai etajul 1. Etajele 2, 3, 4, 5 sunt închise. Nici măcar etajul 1 nu e plin. Adică găsești întotdeauna loc de parcare acolo. Da. Nu știu care sunt motivele. Oamenii preferă să-și lase mașinile pe străzi decât să parcheze acolo. Eu prefer să mă să parchez în locul respectiv. Băi, nenică, au două mașinării de-alea de plătit talonul de parcare. Nu merge niciuna. Da, într-o zi unul nu mergea și a doua zi m-am dus mai multe zile în zona respectivă și am parcat acolo. A doua zi nu mergea nici celălalt. Înțelegi? Și ce faci? Suni, imediat îți răspunde doamna de jos, foarte amabilă, zice, veniți la barieră. Cobor la barieră și te întreabă, pe la cât ați venit?
Și tu îi spui și tu, zic, eu am venit pe la 11, într-adevăr, chiar venise la 11, era ora 4 după masa. Și-ți face prețul. Mi-a făcut o socoteală, păi zice, vă costă nu știu cât, 14 lei, e și ieftin. Îi dai 14 lei, nu-ți dă bon, nu-ți dă nimic. Dar îți ridică bariera. Da, și îți ridică bariera, înțelegi? Băi, gest. Da, mă, practic, cred că din când în când se mai scot în priză pe aparatele alea, nu funcționează. Băi, te-a scos din nevoie. Te-a scos din nevoie. Băi, cum e posibil? Nu înțeleg cât se rezolve astea să fie. Se caută în ziua de azi cât mai multe lucruri de-astea făcute manual, făcute de țară, făcute. De asta să tot lumea de automatizări de-astea cu bariere. Aici, uite, interacțiune umană, negociezi. Dar eu aș vrea să revenim la chestia asta. Bă, cum eu îi spuneam, mălea, deci nu la ora 11 am venit, cât e ceasul? 5? Am venit acum jumătate de oră. Îi dădeam 2 lei? 4 lei. Dar vă rog să-mi permiteți și mie că am o mare neliniște din preambulul acestei știri, că am vorbit că sunt rusalile și că de-abia de mâine începe ancheta, că a fost vacanță. Da. Și cu cârnații, toate astea în capul meu au s-au făcut amestecat. Un melanj din care a ieșit o întrebare. Da. Am ratat ceva? În ce rusalii se mănâncă în mod tradițional ceva? Nu, asta a fost ca la alte sărbători? Nu. N-ai treabă. Că nu, să asta e legătură cu șpaga. Așa s-a găsit. Cum se mănâncă de Paște cozonac, mucenici de mucenici, miel de Paști, nu, cu siguranță porc de Crăciun. Bă, de rusalii se mănâncă ceva și mai am azi timp să repar? Nu, de rusalii se face cură de slăbire. 0728 3132 e vreo mâncare tradițională la voi în zonă de rusalii, vă rog frumos să mă ajutați ca aș face o reparațiune. Pentru a patra oară în această intervenție. Da. Vreau să știu și eu, cum se pun la cale chestiile astea, gen, cum e întâlnirea aia, cum e ședința aia, cum e meeting, cum e, nu știu, cum ajung ei la, păi da, ce le dăm la ăștia? Ce le dăm la ăștia? Important e, știi, să te gândești practic cum se face. Deci ei au examen, și ce se hotărăsc să transporte cârnați de pleșcoi. De dar ce nu le-au pus niște pui de crevedia? Dar nu o casoletă. Ce au prins? Dar nu, băi, sunt din Buzău, tradițional. Da. Dar nu o casoletă. Nu, 8-9 sacoșe. Păi, e clar că e o sacoșe de fiecare, clar. Reporterii Europa Liberă, care urmăreau toată operațiunea, că ei au primit de la avertizorul de integritate informația, e mișto că în timp ce așteptau în parcare de la Ministerul Sănătății, filmând livrarea, în zonă se desfășura un protest al Sanitas. Deci, practic, unii cu cârnații, alții la manifestații, cam așa ar fi. Și Ministrul Sănătății, doctorul Alexandru Rafil, a reacționat. Citez. Eu... Spune dânsul, n-am nicio informație legată de așa ceva. E adevărat că eram plecat din țară. Am văzut niște imagini, niște pungi introduse de cineva. Ce era în ele era total necunoscut, a declarat dânsul pentru Digi24. Adică poate nu erau doar cârnați de pleșcoi, nu știu. Să se facă anchetă, să afle cine a sacoșat și ce... Da. Și de ce n-am părțit? Adică... Sau poate am părțit. Vrem să știm. Deci, băi... Pe de altă parte, băi, dar comisia ia 9 sacoșe de cârnați, nu se gândește totuși în minister ce... Sau mai împărțim pe acolo, că oamenii în general sunt, da. Și Asociația Spitalelor Publice de Psihiatrie din România a reacționat declarând că, citez, se delimitează clar de astfel de practici de tip cârnațiul de pleșcoi. Cum adică practici de tip cârnatul de pleșcoi? Nu înțeleg. Eu preferă cabanos. Da. Ne delimităm de practica tip cârnațiul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.